prevenție putem vorbi în cazul acestei patologii? Sau... E de o prevenție pur și simplu nu. De o prevenție strict specială pentru adenomul de prostată, nu, nu putem vorbi. Dar putem vorbi în general de prevenție pe sfera pelviană, masculină ca și feminină, cu, să zicem, confort termic permanent, adică să evite expunerea la frig, umezeală, diferențe de temperatură, da, să aibă un aport hidric corespunzător, mă rog.